Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Așa cum frații au obicei, un obicei bun, nu vreau să mă depărtez și să mă despart de acest obicei, ci de a vă binecuvânta din casa Domnului, să fiți binecuvântați. Aș vrea să vă spun căci nu spunem cuvinte în vag, nu spunem doar ca să vorbim, ci vreau să vă spun că ceea ce spunem se împlinește pentru că este promisiunea lui Dumnezeu și Dumnezeu binecuvintează. Faptul că în seara aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, dovedim încă o dată că sufletul nostru nu poate trăi fără Dumnezeu. Avem cuvântul lui Dumnezeu, avem internet, cei care se uită pe internet, avem mesaje, avem Biblie, avem tot, dar părtășia este frumoasă în casa lui Dumnezeu. Este frumos când stăm în jurul cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește. Chiar dacă nu ne vorbește la toți, dar pentru cineva vorbește. Venim la casa lui Dumnezeu și sunt convins că unii dintre noi în seara aceasta au venit ca să lase ceva aici. Să-și lase bagajul, să-și lase înfrângerea și să plece afară oameni liberi și oameni eliberați și spun, Doamne ajută la aceasta. Aceasta nu putem să o facem noi, ci este singurul care poate să o facă, este Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Am spus Domnului că mă voi ridica numele Lui. Noi nu vorbim pentru noi, pentru lauda noastră, pentru numele nostru, nu suntem interesați în aceasta, ci vorbim pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Este ușor să vorbim într-o biserică în care oamenii sunt întorși la Dumnezeu, dar este foarte greu să vorbești unor oameni care nu înțeleg. Și vorbirea noastră este deslușită pentru noi. Dar pentru alții care n-au înțeles și n-au Duhul lui Dumnezeu în ei, vorba nu are sens. Cuvintele nu au rost. Nu le poate lega, nu le poate digera, nu pot înțelege. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când un om îl caută pe Dumnezeu, se apropie, Dumnezeu îi se descoperă, îi se luminează mintea, îi se ridică năhrama de pe ochi și poate să vadă deslușit. Noi astăzi suntem în lumea aceasta materială, cu ochii aceștia fizici, în lumea aceasta fizică, pe care o vedem, o putem pipăi, dar în ochii credinței și în ochii spirituale avem ochii îndreptați spre patria cerească. Acolo ne este ținta și acolo dorim să ajungem. Și cred că toți din locul acesta, așa cum a spus Ducu, a vorbit cu fratele Dumitru și a spus că tinerii sunt în casa lui Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Regret pentru cei care nu sunt în casa lui Dumnezeu. Și de multe ori avem noi multe întrebări și spunem, de ce, Doamne? De ce, Doamne? Și unul dintre răspunsuri este pentru că oamenii nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Oamenii n-au avut nașterea din nou. Chiar dacă au avut o atingere, dar oamenii au rămas la lucrurile lor. Dar vine o zi, este anul de îndurare, este ziua de îndurare, este ziua Domnului și dacă Domnul n-a venit, este pentru că harul lui Dumnezeu se extinde. De multe ori merg pe drumuri și chiar acum pe unde merg eu, pe drumurile mele, spune că drum în lucru, din data până în data de, și am văzut că s-a modificat ceva. Știi ce s-a modificat? Spune că extension, mai încă o săptămână. Pentru că nu s-a terminat lucrarea. Așa este și cu lucrarea Domnului. Eram mic și mi-aduc aminte când veneau frații la rugăciune și toți vorbea, anul ăsta vine Domnul, dacă anul ăsta, la anul viitor, 100% vine Domnul. Și oamenii spuneau și spuneau ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă și viața cum e, greutățile ei. Dacă anul ăsta, la anul viitor nu vine Domnul. Și au trecut mulți ani de atunci. De ce? Pentru că a apărut pe pancartă, extension, mai lasă-l o zi. Copiii noștri nu s-au întors la Domnul toți. Și poate vine cineva și spune, secura la rădăcină. Și vine Domnul Iisus și spune, mai lasă-l un an. Și tu ești în casa lui Dumnezeu astăzi. Și poate n-ai făcut acest impact, n-ai luat această decizie în sufletul tău și în inima ta. Dar Domnul în seara aceasta îți vorbește. El nu vrea secură la tine, la rădăcina ta.
El te-a lăsat până acum și îți dă ocazia ca în seara aceasta să te întorci la Dumnezeu, să te împaci cu Creatorul tău. Trăim în lumea materială și așa cum ați auzit, se dispersează, se dizolvă, se strică, se ruginește. Într-o zi se strică, mai repede sau mai târziu, pentru că noi suntem în limită de timp. Când ne naștem știm, când plecăm la Domnul nu mai știm, e voia lui Dumnezeu. Important este nu începutul unui lucru, ci totdeauna este important sfârșitul unui lucru. Oamenii mari al lui Dumnezeu, se vorbește despre ei și spune, a avut o viață de om sfânt. A avut o viață de credincios. N-ați vrea ca pentru noi toți să se vorbească așa, să se spună așa, dacă nu vine Domnul? Dar ce bine ar fi ca să vină Domnul? Azi dimineață cred că v-ați sculat și v-ați trezit la glasul lui Dumnezeu. Poate ați fost deja treji când a fost acel bubuit tare, mai ales acolo în Darci, deci au zumzei geamurile, a fost strigătul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce minunat, am ales textul pentru seara aceasta, în ziua cea din urmă Iisus a stătut în picioare și a strigat. Și în dimineața aceasta, strigătul lui Dumnezeu. Oamenii spun și dau interpretări, dar noi știm, suntem copiii lui Dumnezeu, că și Dumnezeu își face slujitori din vânturi, din nori. Dumnezeu vorbește și când Dumnezeu vorbește, a vorbit odată la muntele Sinai, când a fost adunat poporul Israel, prin Moise și a zis, Dumnezeu a zis lui Moise, adună poporul acolo ca să le vorbesc. Și s-a pregătit poporul cu zile de post, cu jertfă, a venit înaintea lui Dumnezeu și a fost o linie acolo și a spus, de aici încolo să nu mai treceți, pentru că e loc sfânt și cine trece va muri. Și a început Dumnezeu să vorbească, s-a întunecat. Au venit tunetele, fulgerele și Dumnezeu a vorbit și poporul a zis, Moise, spune la Dumnezeu să nu ne mai vorbească că toți o să pierim. Du-te tu să-ți vorbească ție și atunci tu ne comunici nouă. Dumnezeu a dat numai un tunet, dar când se vorbește, când Dumnezeu își adună norii mâniei lui și ei vor fi revăsați peste pământ, știm că și Dumnezeu își pregătește biserica și mireasa va fi răpită la cer. Doamne ajută-ne la toți la aceasta! Vedeți, în acea vreme când era sărbătoarea corturilor, o zi, o sărbătoare frumoasă în Israel, se sărbătorește 7 zile, toți trăiesc în corturi, mănâncă în corturi, dorm în corturi, petrec în corturi și mulțimea era adunată pentru că mulțimea l-aștepta pe Mesia. L-aștepta pe Mesia și, dar într-o zi, în ziua cea din urmă, nu în ziua din tâi, în ziua cea din urmă, în această sărbătoare și nu știu, poate Dumnezeu în hotărârea Lui va hotărâ ca într-o zi la sărbătoarea corturilor ziua cea din urmă să dea drumul Arhanghelului, porunca Arhanghelului, ca trâmbița Lui să răsune. Dar nu știm aceasta. Aceasta este hotărârea și planul lui Dumnezeu. Dar știu un lucru, că atunci, în mulțimea aceea, când toți erau ocupați, preocupați, știu un lucru, că niciun rabin nu strigă. Rabinii totdeauna vorbesc foarte calm, nu știu dacă ați vorbit cu rabinii. Ei sunt oameni foarte liniștiți, foarte cumpătați. Dar atunci în mulțimea aceea, cineva s-a ridicat în picioare, un tânăr rabin. N-a avut haine preoțești, n-a avut aur pe el, ci a fost îmbrăcat cu aceea simplă cămașă. Dar s-a ridicat în picioare și când s-a ridicat în picioare, glasul lui a răsunat peste mulțime. Nu știu câte mii au fost acolo. Îmi aduc aminte când eram în armată și nu eram mulți, eram vreo 1200, eram pe câmpul de instrucție. Și din când în când aveam pauză, repaus și, Doamne, bune erau repausurile alea, că te fugărea de numai. Și atunci când aveam odihnă, la un moment dat se auzea un strigăt, a, atențiune! Și toți trebuia să ne ridicăm în picioare, pentru că se întâmpla ceva. Venea comandantul, se întâmpla alte lucruri, primeam alte comenzi, dar se striga aceea atențiune de un glas puternic. Dar Domnul Iisus Hristos spune că s-a ridicat în picioare în acea mulțime, acel rabin care n-a făcut școala la picioarele lui Gamaliel, n-a studiat ca și alții rabini, s-a ridicat în picioare și a strigat. Ce a strigat? În aceea vreme în care apa era așa de scumpă, în aceea vreme în care trebuia să scoți apă cu funia din fântânile lor,
adânci de 10, 20, poate și mai adânci, de metri să scoți tu apa, apa era scumpă, toți aveau apă în ulcioarele lor. Și acest om în aceea vreme se ridică și exact punctul pe ei l-a spus. S-a ridicat și a spus, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Pentru noi este simplu, noi înțelegem acest mesaj. Dar cred că oamenii din aceea vreme s-au uitat și a spus, cum putem să mergem la acest om și să bem apă? Cum ne poate da el la tot? Doar n-are izvorul la el? Și oamenii totdeauna au fost sceptici, oamenii totdeauna pun la întrebare și totdeauna oamenii au o mie de negative și un pozitiv. Domnul Iisus nu se oprește. Spune mai departe în versetul 38, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. La ce vorbea? Vorbea că oamenii aceia care se vor întoarce, îl vor primi pe el, vor primi mântuirea, din inima lor vor curge râuri de apă vie. Râurile acestea care nu sunt de pe acest pământ, ci sunt izvorul înțelepciunii și izvorul puterii lui Dumnezeu, care sunt în inima credinciosului, iar apoi când le scoate afară, spune cu cât scoate mai mult, cu atât scoate apă mai proaspătă, mai mult. De ce? Pentru că este izvorul înțelepciunii lui Dumnezeu. Dar oamenii totdeauna au fost divizați. Oamenii l-au ascultat, s-au oprit o clipă din mersul lor, din drumul lor și unii au spus, în versetul 40, unul din orod când a auzit aceste cuvinte, au zis, acesta este cu adevărat prorocul. Și dacă aș vrea să vă dau un exemplu, este din Deuteronom 18 cu versetul 18. Așa cum am spus mai înainte, zice, le vor ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Cunoșteau cuvântul lui, cunoșteau legea, cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Când l-au auzit că spune acele cuvinte și că vorbește nu ca și fariseii, ci vorbea ca și unul care avea putere, cuvinte simple, dar aveau putere pentru că erau din partea lui Dumnezeu. Mesajul era de la Dumnezeu, mesajul nu era de la fariseul cutare sau celălalt, nu era nici de la Saducei, ci era din partea lui Dumnezeu și era umplut de puterea lui Dumnezeu. Alții ziceau, este Hristosul. O altă categorie de oameni. Alții ziceau că este Hristosul. Vreau să vă spun, să vă dau exemplu din Ioan, din capitolul 4 cu 42. Aduceți-vă aminte de samariteanca, când ea s-a dus să scoată apa din fântână, când a avut acela mesaj cu Domnul Iisus și ea s-a întors înapoi în satul ei și a spus, oameni buni, m-am întâlnit cu unul care mi-a spus toate păcatele mele, toate mi le-a spus și acesta nu poate să fie decât numai Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Veniți să vă întâlniți cu El. Și oameni din sat vin în zăduful zilei la 12, la 44 de grade, du-te 10 km sau 5 km cu găleata să scoți apă de la fântână, nu gălețile noastre, ci gălețile lor care era din burduf de piele, du-te la fântână și scoate apă pe zăduful zilei până când ajungeai înapoi, poate trebuia să bei jumătate din apa aia. Și oamenii spune, cum am spus în Ioan, în capitolul 4 cu 42, acum, și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am văzut noi înșine și știm în adevăr că acesta este Hristos, Mântuitorul lumii. Așa sunt oamenii care vin la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos le ascultă păsul, le ascultă suferința, le spune Domnul Iisus toate faptele lor și oamenii când se văd deschiși înaintea lui Dumnezeu, descoperiți înaintea lui Dumnezeu, îl recunosc pe El și spune, acesta este Hristos, Mântuitorul lumii. Noi suntem în casa lui Dumnezeu și am venit la casa lui Dumnezeu ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne sfințim de Dumnezeu, să ne sfințim înaintea lui Dumnezeu, să creștem înaintea lui Dumnezeu. Și tot ce e rău în viețile noastre, să eliminăm și să lăsăm, că știm că Dumnezeu nu poate privi păcatul.
nu poate accepta păcatul, iar în împărția lui Dumnezeu nimic întinat și spurcat nu va intra. De aceea noi ne străduim și Dumnezeu este acel ce ne dă putere prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Său cel Sfânt, ca să ne continuăm sfințirea. Și această sfințire o facem venind la casa lui Dumnezeu. O altă categorie de oameni spune, nici proroc, nici Hristos, cum din Galileea? De acolo din Galileea? Nu se poate! Din Galileea are să vină Hristosul? Nu, nu vine din Galileea. Oamenii aveau preferințele lor. El trebuie să vină din altă parte. Întotdeauna există diviziune în popor. Întotdeauna. Dar lumea nu-L cunoaște pe Iisus și nu L-a cunoscut pe Iisus. Oamenii din zilele noastre nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Pentru două motive. Și aș vrea să citim în Ioan, în capitolul 14, de la versetul 15 la versetul 17. Ioan, capitolul 14. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână în voi, în veac. Iar versetul 7. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi. De ce? Pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că rămâne cu voi și în voi. De ce îl cunoaștem? De ce înțelegem limbajul care ni se vorbește în casa lui Dumnezeu? Pentru că noi L-am văzut pe Dumnezeu. L-am văzut pe Dumnezeu când ne-a scos din groapa de unde a fost și te-a scos din groapa unde ai fost. N-a putut să o facă nimeni. Niciun cancel nu te-a putut să te scoată de acolo. Dar ai venit la Iisus, ai venit la Dumnezeu, ți-ai deschis inima și Domnul te-a scos. L-ai văzut pe Dumnezeu, ți-a schimbat radical viața și ești în casa lui Dumnezeu. Oamenii vor ceva material, să vadă, să pipăie, ei nu-L văd. Și pentru că nu-L cunosc, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru noi vorbirea este simplă, pentru ei este vorbirea încălcită, este prea de tot. Este prea de tot, nu se poate. Ei vor să vadă, să pună mâna, dar această relație nu se poate face decât numai în Duh și în adevăr. Căci așa spune Scriptura, închinătorii adevărați vor fi în Duh și în adevăr. Deci dacă lumea nu-L cunoaște și noi îl cunoaștem, apoi aș vrea să vă spun, este o altă categorie de oameni în această lume. Și de exemplu vi l-aș da din 2 Petru capitolul 3 cu versetul 4. Să vedeți ce fac oamenii din zilele noastre. Ei zic în felul următor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Așa spun ei. Ce tot mergeți voi la biserică? Lasă biserica! Toate sunt așa. Așa au fost pe vremea bunicilor, așa au fost pe vremea strămoșilor, așa e pe vremea noastră și așa va fi în continuare. Nu-i adevărat. Este un timp de limită. Este un timp de limită. Unde este făgăduința? În capitolul 3 cu versetul 9, tot din 2 Petru, este un semnal de alarmă. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui. Slăvit să fie Domnul! El nu întârzie. El a promis. În momentul când El s-a înălțat la cer și acei îngeri au venit și a spus, bărbați galileeni, de ce priviți spre El? Cum s-a dus, va veni înapoi. Dar Domnul Iisus le-a spus dinainte, am să mă duc și am să vă pregătesc un loc. Și noi toți care suntem în seara aceasta, în locul acesta, sau care sunt online cu noi, ei știu că ce Domnul Iisus ne-a făcut o făgăduință. Am să mă duc și am să vă duc pașaportul fie pentru fiecare. Am să vă duc un pașaport legitim pentru fiecare. Nu poate să vă oprească nimeni, la niciun punct de frontieră. Nu trebuie să mergeți la nimeni ca să dați un pic de șpagă ca să puteți trece dincolo, ci am să vă dau un pașaport care va fi legat de cer. În momentul când Domnul va veni, când strigătul se va auzi, fiecare cu pașaportul lui în mână va pleca spre locul unde Domnul Iisus Hristos a promis că unde se duce El, vom fi cu El împreună. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui și ca dovadă, tinerii din biserică, în vârstă, cei din vârstă, suntem în casa lui Dumnezeu și așteptăm să vină mirele. În fiecare zi așteptăm și cred că fiecare dintre noi, seara când ne culcăm, Doamne, mă culc în așternutul meu. Lasă pacea Ta,
dar dacă tu vei veni noaptea aceasta, ajută-mă că atunci când va veni strigarea, să mă aud și eu numele strigat, cu pașaportul în mână, sigilat cu Duhul Tău cel Sfânt, să-mi iau zborul spre porumbar, spre patria cerească. Doamne, ajută-ne la aceasta! Aceasta dorește biserica. Pentru aceasta suntem în locul acesta și așteptăm cuvântul, așteptăm împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. S-au auzit strigăte înainte și oamenii au strigat de multe ori. În Psalmul 66 cu versetul 1, Dumnezeu, psalmistul spune: înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului. Și dacă l-aș citi până la versetul 7 în jos, ca să putem să lăudați pe Dumnezeu pentru minunile care le-a făcut, pentru fiecare, pentru mine și pentru tine și pentru noi toți, pentru familiile noastre. Fiecare dintre noi știm minunile care le-a făcut Dumnezeu, pentru că avem ochii deschiși, nu mai sunt acoperiți, urechile noastre aud, nu mai sunt astupate, nu ne mai avem nevoie de translator. De câte ori n-au venit câte un străin în biserica noastră, a vorbit, l-ați înțeles? Nimic, dacă n-a fost translatorul. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, că ce mergem în locul preasfânt, și nu mai avem nevoie de marele preot, pentru că catapiteasma s-a rupt în două. Și fiecare dintre noi avem intrare slobodă. În seara aceasta tu ai intrare slobodă în locul preasfânt. Cu greșelile tale, cu păcatele tale, cu fără de legile tale, ai ocazia în seara aceasta. Pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să nimicească lucrarea celui rău. A venit să nimicească toată lucrarea diavolului. Dar diavolul te ține încătușat și spune: nu poți, nu se poate. Aș vrea să spun că se poate. Diavolul este mincinos, Dumnezeu este drept și Iisus este corect. El nu poate să mintă și Dumnezeu nu poate să mintă. Cine merge la El cu inima curată, cu inima deschisă, înfrântă, căzut, cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 34 cu 6: când strigă un nenorocit, Domnul îl aude. Când strigă un nenorocit: Doamne, am greșit, am păcătuit, sunt nenorocit, mă simt nenorocit înaintea Ta. Și Domnul se apleacă, pentru că Domnul Iisus este mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, lângă Dumnezeu, la tronul de slavă lui Dumnezeu. Și El mijlocește, El vrea ca tu să fii ridicat. Tu să fii ridicat și să fii izbăvit de greșeala ta. El mijlocește încă o dată pentru tine. Este cuvântul lui Dumnezeu: Domnul aude. Apoi, un alt lucru, când în Psalmul 18 cu versetul 3, așa sunt oamenii care atunci când vine ispita, când vine încercarea, când vine înfrângerea, când vine greul vieții, când vine problemele financiare, David a făcut un lucru, el a purtat multe războaie și noi avem război în fiecare zi și cred că fiecare dintre noi avem războaiele noastre, dar David a făcut un lucru. Haideți să-l facem și noi acel lucru. Știți ce a făcut David? A strigat și el. Dar n-a strigat la pereți, n-a strigat în gol, ci David a strigat: lăudați să fie Domnul! Și când a strigat lăudați să fie Domnul, spune că și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Fraților, când vine încercarea, haideți să fie prioritatea numărul unul Dumnezeu. Haideți să venim la El și să spunem: lăudați să fii Tu, Doamne! În momentul când spun lăudați să fii Tu, Doamne, toată încrederea mea este în Dumnezeu. Și Dumnezeu este Acel ce toarnă peste mine credință ca să ies biruitor din încercare, din ispită, din orice ar fi. Pentru că este Dumnezeu și El a promis. Haideți să facem acest lucru. Aduceți-vă aminte, atunci când veți fi în încercare, strigați, lăudați să fie Domnul! Știți de ce? Pentru că în Isaia 40 cu 6, Isaia vine cuvântul lui Dumnezeu și zice: un glas strigă și eu am răspuns, spune Isaia, ce să strig? Strigă: orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Ce frumoasă este floarea și iarba de pe câmp când Domnul se îndură și dă ploaie. Se oprește ploaia, vine arșița, vântul se uscă și trece. Suntem într-o perioadă limitată. Avem 4 anotimpuri, așa sunt și oamenii, suntem limitați, dar Dumnezeu ne cheamă să ne aducem aminte, să strigăm către El.
Dar Domnul a mai făcut ceva, aduceți-vă aminte în Genesa, în capitolul 3, cu versetul 9, ca niciunul dintre noi să nu spună, pe mine m-a uitat Dumnezeu. Să știți că suntem în atenția lui Dumnezeu. Să știți că fiecare dintre noi suntem în atenția lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că spune cuvântul Domnului că niciun fir de păr din cap nu ne cade fără ca să nu știe Domnul. Ce e un fir de păr? Nimic. Și Domnul spune, sunteți în atenția mea. În Genesa, în capitolul 3, cu versetul 9, atunci spune Dumnezeu, când era în grădina Edenului, dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? L-a strigat. Să știți că nu numai pe Adam l-a strigat, ci pe Eva din grădina Edenului, ci Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Te cheamă, te-a chemat astăzi. Te-a chemat ieri și te va chema mâine dacă va mai fi încă o zi de mâine. Te-a chemat și a spus, unde ești? Unde ești? Doamne, sunt gol. Dar eu am pus Duhul meu în tine. Eu ți-am făcut spălarea în sângele Fiului meu Iisus. Eu te-am curățit. Ți-am dat o inimă nouă. Ți-am dat o nouă perspectivă. Unde ești? Doamne, sunt gol. Dar ce s-a întâmplat? Doamne, am avut o neveghere. Vrășmașul m-a amăgit. Sunt înfrânt, am căzut, dar Domnul spune, El vine cu soluția. Pe Adam și pe Eva i-a izgonit din grădina Edenului. Pe noi astăzi, pe tine astăzi, cel care asculți, cel care ai decepție în inima ta, în sufletul tău, ca urmare, a greșelii, a păcatului, Domnul Iisus vrea să-ți întindă o mână. Domnul Iisus vrea să-ți ierte greșeala ta și păcatul tău. Tu nu va trebui să faci altceva decât să îngenunchezi în sufletul tău, să-i spui Domnului înfrângerea cu deschidere de inimă. Și Domnul privește în clipa aceasta în inima ta și în sufletul tău. El vrea să te ridice. El vrea să-ți dea eliberare. El vrea să te ierte. Primește pe Domnul Iisus. Este glasul lui Dumnezeu. Este glasul lui Dumnezeu. Strigă în sufletul tău, lăudat să fie Domnul, ca să ai izbândă și Dumnezeu. Să pleci din locul acesta iertată și iertat, căci ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Nu știu ziua de mâine. Nu știu ziua de mâine, dar știu. Căci astăzi și în seara aceasta este momentul potrivit ca să te întorci la Dumnezeu, să te ridici din starea în care ești. Și aceasta nu face nimeni decât Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt. Rugăciunea care o vom face, aș vrea să-ți spuneți Domnului acest lucru și veți pleca eliberați, de veți avea inima deschisă, sincer înaintea lui Dumnezeu. Când au fost acei doi tâlhari lângă Iisus pe cruce, unul dintre ei a spus, Doamne, adu-ți aminte când vei fi în împărăția ta. Și Domnul i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Și Domnul vrea să spună că astăzi, în seara aceasta, primește liberarea din partea lui Dumnezeu. Ca și biserică, avem piedici pe drum. În 2 Corinteni 7 cu 1 spune să ne curățim de orice întinăciune a cărnii. În Evrei 12 cu 1 să dăm la o parte orice piedică, ca și biserică, ca și membri ai bisericii, ca și suflete vii. În Roman 12 cu 2 să nu vă potriviți cu chipul veacului acestuia. Și avem promisiunea din partea lui Dumnezeu în 2 Cronici 15 cu 2. Domnul este cu voi atâta vreme cât îl căutați și sunteți cu El. Dar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Haideți să luăm această hotărâre să rămânem lângă Domnul. Haideți să luăm această hotărâre ca să fim numai cu El. Știți de ce? Pentru că
În Matei 25:6 spune: la miezul nopții se va auzi strigarea: iată mirele. Poate noaptea aceasta va veni mirele și se va auzi strigarea, așa cum dimineața am auzit acel bubuit: iată mirele. Ce vei face dacă vei pleca din locul acesta neiertată și neiertat? Este seara în care Dumnezeu ți-a vorbit, în care Dumnezeu te-a chemat. În Apocalipsa, capitolul 22:17, spune: cine vrea să ia apă fără plată? Nu toți. Cine vrea? Vrei ca în seara aceasta să primești iertarea din partea lui Dumnezeu? Vrei ca în seara aceasta strigătul Domnului nostru Iisus Hristos, dacă setează cineva, să vină la mine, a spus Iisus, și să bea. Trebuie să vii la Iisus și apoi să bei. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la toți. Binecuvintează-ți biserica, binecuvintează-ți rodul suferințelor tale și ajută-ne ca toți, plecând din locul acesta, să fim oameni născuți din nou, oameni împăcați cu tine, oameni iertați cu tine și apoi în împărăția ta cu toții. Amin. Frate Marius, să vă chem aici să mai cântăm cu toți împreună o cântare. Și până vă așezați aici, vreau să citesc din Psalmul 36 câteva versete. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor la adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adapt din șuvoiul desfătărilor tale, căci la tine este izvorul vieții. Prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Amin. Să cântăm cu toți împreună. Vă rog să vă ridicați pe picioare. Iisus, din morți ai înviat.
Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Ne rugăm și mulțumim Domnului pentru timpul acesta de închinare. Ne rugăm și spunem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ascultat cuvântul Tău, care este un cuvânt dătător de viață, un cuvânt care dă viața, care liniștește căutarea noastră prin trecerea, prin lumea aceasta finită. Ne simțim mulțumiți că am auzit cuvântul Tău care satisface setea noastră. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu. N-am ascultat numai cuvânt. Au venit oamenii la Domnul Iisus Hristos și a spus, spune un cuvânt și copila mea va fi vindecată. În seara aceasta ați auzit mai mult de un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem și să spunem, Doamne, fă ca cuvântul acesta să satisfacă căutarea noastră aici pe pământ a împărăției și infinității împărăției tale. Ne rugăm și mulțumim cu toți împreună.